Ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți să vedem pentru săptămâna aceasta în dragoste. Sper să vă placă aceste zaruri. Așa. Aici văd clar o despărțire de cineva. Uite. Nu vă vine să credeți sau rămâneți foarte surprins de o schimbare radicală. Poate fi o despărțire, o schimbare totală. Poate ca acea persoană să revină, dar oricum va reveni încet, încet, va reveni în viața dumneavoastră. Dar și schimbarea este bruscă. Nu mai comunicați, nu mai aveți aceleași. Rămâne surprins de ceea ce face partenera, partenerul. Certuri pot fi. Nu mai aveți acea bază solidă pe care ați avut-o. Așa. Oricum, va dura ceva până vă împăcați cu această persoană. Sunt persoane care se gândesc la cineva din trecut, vă gândiți la cineva din trecut sau nu sunteți mulțumiți de situația care o aveți acum și ați dori o schimbare bruscă, ați dori ca totul să se schimbe. Dar schimbarea asta care vă doriți nu vine repede. Va dura până va veni, deci nu acum, oricum. Eu văd că vă doriți schimbarea rapid, dar nu va fi. Nici nu divorțați, să spun că divorțați. Nici nu divorțați, nu vă despărțiți, nu nimica. Aveți șansă, veți fi fericiți, dar aici dacă v-ați despărțit așa dintr-o dată sau se întâmplă multe lucruri care, cum să zic, care vă supără, vă enervează, ați dori să se termine sau câteodată ziceți gata, s-a terminat. Acea persoană iarăși revine, iarăși pleacă la unii, da? Și la unii care vreți să divorțați, arată că nu divorțați încă sau că încă aveți șansă să rămâneți împreună. Despărțire nu. Cam asta a fost pentru Fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.